Școala de duminică la Bazilica. Text și lectură Ioana Revnic. În rai, primii oameni tocmai mâncaseră din pomul cunoașterii binelui și a răului. În rai, primii oameni tocmai mâncaseră din pomul cunoașterii binelui și a răului și descoperiseră că sunt goi. Atunci și-au făcut niște acoperăminte din frunze de smochin. Dumnezeu umbla pe acolo, în răcoarea serii, iar cei doi i-au auzit glasul. De frică și de rușine, bărbatul și femeia s-au ascuns printre pomii raiului. Adame, unde ești? A strigat Dumnezeu. Acesta i-a răspuns că s-a temut de el și că nu îi se arată pentru că este gol. Dumnezeu l-a întrebat atunci dacă nu cumva i-a încălcat porunca și a mâncat din pomul interzis. În loc să își recunoască greșeala, Adam a dat vina pe soția lui și, într-un fel, chiar pe Dumnezeu. Femeia pe care mi-ai dat-o, aceea mi-a dat din pom. Dumnezeu a întrebat-o deci pe femeie ce s-a întâmplat și ea i-a spus că s-a lăsat păcălită de șarpe. Oare de ce Dumnezeu a mai stat de vorbă cu cei doi? Nu știa ce se întâmplase? Nu putea să-i pedepsească pur și simplu? Doar le spusese de la bun început ce consecință va avea neascultarea lor. Dumnezeu i-a dat posibilitatea fiecăruia să-și recunoască greșeala și mai ales să ceară iertare, dar nici unul nu a făcut aceste lucruri. Duminica de astăzi, așezată la începutul postului mare, este Duminica izgonirii lui Adam din rai și se numește Duminica iertării. Azi, oamenii obișnuiesc să își ceară iertare unii de la ceilalți. Dar de ce este atât de importantă iertarea? Răspunsul se găsește în Evanghelia din această duminică. Dacă vom ierta greșelile celorlalți, și Dumnezeu va ierta greșelile noastre. Dacă nu facem asta, nici Dumnezeu nu ne va ierta păcatele. Totuși, nu este ușor să ierți, mai ales că pentru a ierta trebuie să lupți cu mândria ta. Un prieten m-a acuzat cândva de fapte pe care nu le-aș face niciodată. Și supărarea mi-a împietrit inima și o vreme nu am putut să trec cu vederea această neînțelegere. Atunci l-am întrebat pe un părinte de ce nu pot să iert. Îți închipui, mi-a explicat el, că prietenul tău ți-e dator cu ceva. Gândește-te la câte datorii ai tu față de Dumnezeu, dar el nu se supără și nici nu se îndepărtează de tine, dimpotrivă, te ajută mai departe. Te crezi mai dreaptă decât Dumnezeu? Dacă el ne iartă, tu, de ce ai face altfel? Dar ce om poate ierta exact așa cum iartă Dumnezeu? O întâmplare petrecută în închisoare, cu peste 70 de ani în urmă, arată altceva. Anul 1951. Seara de Crăciun. În închisoarea sanatoriu de la Târgu Ocna, doi oameni se pregăteau să plece din lumea aceasta. Unul dintre ei era părintele Gerasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana. Simțea că îi se apropie sfârșitul, dar nu îi era frică. Avea aproape 40 de ani și suferea de tuberculoză. Făcuse această boală cât timp fusese închis în temnițele comuniste de la Aiut, de la Poarta Albă și între alte locuri. Aici muncise 10 de ore în condiții neomenești, fusese înfometat, torturat și izolat pentru vina că ajutase niște oameni care se împotriviseră comuniștilor. În plus, credea în Dumnezeu, iar comuniștii considerau că acest lucru este inacceptabil. Tot în penitenciar, un alt bolnav își lua rămas bun de la cei din jur. Acel bărbat lucrase în închisoarea de la Poarta Albă. Îl cunoștea bine pe părintele Gerasim, pentru că la Poarta Albă îl bătuse și îl chinuise de multe ori. Acum, pe patul de moarte, regretele îl măcinau și cerea să fie spovedit. Ajutat de doi deținuți, părintele s-a îndreptat spre patul fostului său călău. L-a mângâiat, l-a spovedit, l-a îmbrățișat și a zis că-l iartă. Se va găsi și pentru tine un loc în cer, l-a încurajat acesta. În noaptea de Crăciun,
cei doi au plecat împreună să capete fiecare câte un colțișor de rai. Unul dintre ei simțise încă de pe pământ mireasma raiului. Când anume? Atunci când fusese iertat.